bagagici. Astăzi vă salut din Italia. După ce ne-am întors din Cipru, am stat vreo 3-4 zile acasă, apoi am avut un alt zbor spre Italia, în Sicilia. Am venit câteva zile în vizită la mama prietenului meu. O să stăm pe aici vreo 4 zile, 4-5 zile. Apoi o să mergem în nord, în Bergamo. Vrem să mergem să vizităm mai multe chestii de aici, din Sicilia. Este a doua oară când venim aici. Data trecută am fost la mare, în Tusa și în Santo Stefano, din câte mi-aduc aminte. Acum am vrea să mergem să vizităm mai multe. Am închiriat o mașină ca să ne putem deplasa. Doamne, și aseară până am ajuns, am tras o spaimă. Pentru că GPS-ul ne-a băgat pe o rută de-asta scurtătură, să zic așa, și a fost drumul groaznic. Deci era drum din acela din filmele de groază. Nu vedeai absolut nimic, iar drumul era de la numai așa cu dâmburi. Stânga-dreapta era totul negru, boscheții de jur împrejur. Și am făcut aproape de la aeroport până la ea aici, am făcut aproape 2 ore jumate. Cam așa, e destul de departe de aeroport. Noi suntem într-o zonă montană acum. Am urcat la serpentine, nenică, de mi-a venit rău. Ne panicasem la un moment dat, că nu știam dacă suntem pe drumul cel bun. Nu era nisipenie de om pe stradă. A fost groaznic, plus că ne-am certat cu ăia, că am făcut rezervarea la mașină din România și ne-am certat cu ei. Ne-a spus că trebuie să avem o anumită sumă de bani pe card și când am ajuns aici, de fapt, suma era aproape dublă față de ceea ce spuseseră ei să avem pe card. Până la urmă ne-am înțeles, a sunat el pe cineva și a spus că ne va da mașina contra unei taxe de vreo 70 de euro pentru care să plătim asigurarea mașinii în caz că ni se întâmplă ceva, să nu avem probleme când o aducem înapoi. Și am aterizat aseară pe Catania la ora 8 și cred că am plecat de la aeroport la ora 9:30, 10, fără un sfert. Atât am stat ca să luăm o nenorocită de mașină, să avem și noi cu ce să ne deplasăm pe aici. Te înțelegi foarte greu cu ei pe aici. Foarte greu. Dacă nu știi italiana lor, sau dacă nu bunghești măcar să le poți, răspunde așa cât de cât foarte greu te înțelegi cu ei. Acum aici este ora 11, noi abia ne-am trezit, am dormit, am zis că vrem să dormim, să nu ne deranjeze nimeni. Și o să mergem să luăm și noi micul dejun, să mâncăm ceva și după aia să vedem pe unde o să ieșim să ne plimbăm. Avem un drum de 2 ore și un pic de parcurs. Deja suntem pe drum de o oră, cam așa. Mergem numai printre serpentine. Taormina este un oraș fondat de greci. Este mai bogat decât restul Siciliei și lumea de acolo este mai elegantă și mai chic așa față de restul populației din Sicilia. Este situat pe unul din versanții muntelui Etna și este fosta capitală a Siciliei Bizantine. Vreau să ajungem să vizităm teatrul grec. Mi-au plăcut tare mult pozele care le-am văzut pe net. Bum, 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 aici avem așa serpentine cu grop, cu face telefonul numai așa. Și să vedem în afară de teatrul grec, poate ajungem să vizităm și o plajă. Am înțeles că apa plajelor de la ei este foarte limpede și turcoaz. Dacă nu ajungem la nicio plajă, sunt mulțumită doar dacă văd teatrul grec.
seara am avut zbor la Bergamo, acum suntem în nordul Italiei și acum am venit în Orio, este mall-ul de la ei din Bergamo, mergem să facem puțin shopping, vreau să ajung și la Chico din nou să văd dacă găsesc să mai iau ceva. Aseară, după ce am terminat cu shoppingul în Orio Center, n-am mai făcut nimic interesant, am venit acasă, am dat comandă de o pizza, iar apoi ne-am dus în centrul orașului Bergamo. Am încercat să urcăm până sus, să vedem priveliștea, să ne vezi pe pom înghețată, am mâncat o înghețată super bună, însă din păcate nu am găsit locuri de parcare, pentru că era foarte aglomerat, este nu știu ce festival. Și nu am reușit să găsim să parcăm, dar să sperăm că poate mai mergem azi sau mâine, mai dăm o fugă pe acolo. O să trebuiască să ne vin și după suveniruri, mai avem azi și mâine de stat aici și vineri avem avion acasă. Sâmbătă am niște programări la machiaj, iar pe nouă plecăm iar la mare. În rest, piscină ca toate piscinele, sincer, la noi în România piscinele sunt mai frumoase decât aici. Aici e boring, n-avem muzică, n-avem nimic. Am fost mai devreme în partea cealaltă la o altă piscină și era un nenic acolo care făcea fitness cu oamenii în apă. O să vedeți pe filmare că am filmat.